generozitate și zgârcenie. Pentru armonie în ceea ce privește numărul populației oamenilor pe această planetă, e nevoie ca zgârcenia să dispară. Să zicem că, că statul împarte terenul. Împarte terenul, așa, nu știu, oferă teren la cine căsătoriți, la cine oferă ei teren. E, ce se întâmplă acum? Se vorbește despre faptul că suntem ca mulți oameni pe pământ. Dacă, spre exemplu, ar avea... ar avea... și-ar pune întrebarea. Și-ar pune întrebarea. Să ofere la tinerii căsătoriți 1000 de metri pătrați sau 500 de metri pătrați? Eu cred că ar trebui să ofere 1000 de metri pătrați, nu 500. Pentru că noi dacă vrem să fie mai puțin oameni pe pământ sau să rămână același număr de oameni pe pământ și să nu crească numărul de oameni pe pământ, atunci, de exemplu, să zicem că ar avea și doi copii, nu acei oameni. E, pe acei 1000 de metri pătrați vor fi 4 oameni, nu vor fi, cum ar veni, 8. Pentru că dacă ar da doar 500 de metri pătrați, nu, la doi oameni și la alți doi oameni, alți 500 de metri pătrați, practic ar fi pe pe acel teren de 1000 de metri pătrați, nu ar mai fi doar 4 oameni, ci în viitor vor fi 8 pe aceeași bucată de teren. Deci, vedeți, zgârcenia aceasta, până la urmă, duce la creșterea numărului populației pe pământ și să știți că la oraș viața e cam grea. Suntem cam înghesuiți și e cam neplăcută viața, de exemplu, în Constanța. 300.000 de oameni, multe mașini, mult zgomot. Și asta eu cred că datorită zgârceniei. Zgârceniei statului român atunci când a împărțit terenurile. Eu aici stau la casă, avem puțin teren aici, două grădini de 4 pe 8 metri. Nu e cine știe ce așa ca teren pentru, eu știu, să avem mâncare de pe propriul teren. Dar alți oameni stau la garsonieră, chiar mi se pare prea puțin. Prea puțin respect față de oameni a avut statul român și orice alt stat de pe pământ în general. Cine știe ce excepții sunt pe lumea asta în ceea ce privește guvernanții și în ceea ce privește respectul lor față de oameni. Așa că respectul față de oameni cred că ne va salva până la urmă, cândva, nu știu când va apărea el în această țară sau în Europa sau în lume, în ceea ce privește respectul pe care politicienii ar trebui să-l ofere oamenilor pe care îi conduc. Da, deci acestea am vrut să vi le spun. Să aveți o zi bună, să... găsiți soluții pentru și vă urez să găsiți soluții pentru a avea o viață cât de cât fericită. Adică să aveți și fericire în viața noastră, nu doar probleme, să aveți soluții pentru probleme. O zi frumoasă să aveți.